Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La Iași a fost un festival, un weekend. A fost un festival de mâncare vegană. Mamă! O distracție acolo, s-a băut suc până duminică noapte târziu. Și noi cum n-am fost? Mușterii, citez de la colegii de la știrile Pro TV, era departe pentru noi. Mușterii, zice, fac așa, arhaismele astea. Mușterii au fost ademeniți cu mici, fără carne, dar care la prima vedere par veritabili. Acum suntem, noi suntem răi. Să știți că am văzut și mici cu carne care păreau veritabili. Deci, așa că micii fără carne care par veritabili, e stare de confuzie, poți întotdeauna să te păcălești cu asta. Citez din ce scrie Hronicarul. Grătarele au sfârit chiar în inima orașului, unde bucătari iscusiți s-au adunat pentru a-și arăta priceperea în a pregăti bunătăți vegane. Și presupun că grătarul vegan miroase a frunze arse. Ceva să miroase grătarul vegan care sfârâie bunătăți vegane. Deci bunătățile vegane sfârâie pe grătarul vegan, pe grătar, și probabil că miroase a frunze arse, nu? Să știi că eu am făcut mici vegani. De aia de mazăre. Toți orice. Eu am mâncat și gândaci, adică trebuia să încerc și mici de mazăre. Cred că e alăturarea cea mai bună. Dar... Ideea e... Deci, băi, stați așa, fiți atent. Eu am mâncat mici și am mâncat și gândaci. Acum să vă spun. Ia zi. Ideea e că... Gândaci erau și vegani. Gândaci aveau gust de pui. Singura exagerare din știrea asta e cu sfârâitul. Deci sfârâitul. La ea ei nu prea sfârâie așa. Dar știi de fac? Ce? Că tu nu dai cu grăsime pe grătar. Da. Dar cu ce dai? Păi fiind vegani, dai cu ceapă. Dai cu ceapă? Da. Și deci practic, nu ungi grătarul cu grăsime, ungi cu, îl dai cu ceapă. Deci de asta te ia plânsul. Cine a în grăsime nu sfârâie, dragii de ei. Practic se scofălcesc un pic, sau cum? Nu, că rămân, nu se strâng, nu se... știi? Nu. Nici nu cresc, când au bicarbonat, rămân... Ce se strângă? Păi dacă ai, nu ai făcut mic, ba, da, am făcut, dar dacă ai mici fără bicarbonat, de bună calitate, cum e până oară micul de obor, cu foarte puțin bicarbonat, da, mă, adică, se strâng. Dacă lași prea mult pe foc, începe să se stafidească. Dacă îți dea cu bicarbonat, se fac ca niște balonașe așa, sunt groaznici. Da, ăștia vegani. Vegani, cum îi pui așa, da. Și ei saltă sau tot așa flășcăi rămân pentru totdeauna? Adică dacă ei, când se fac, știi, nu pe grătar, saltă în ordine. Da. Am înțeles. Și la gust, adică dacă mai repede așa, cu muștar, nu te prind, serios. Un antreprenor zice, acești mici sunt pe bază de proteină de mazăre. Asta e, de asta am încercat este vegetală. Se asimilează mai rapid în organism decât proteina din carne, iar gustul este 1-1. Deci remiză. Nu e 1-1, dar e 1-1,8. Ideea e, eu am făcut când am avut o prietenă care avea necazul ăsta, că nu mânca deloc carne. Așa. Și la o acțiune grătară a trebuit să fac și pentru ea și mi-a fost milă și am făcut ăștia. Deci eu dacă am făcut, am și mâncat unul, că asta spun eu, nu ratez ocazia să încerc orice. Și e în ordine, adică chiar m-a surprins. Nu mă așteptam să fie așa de ok. Mai la festivalul ăsta, Veg Fest, nu știu ce, un organizator spune că au mai avut și alte lucruri foarte atractive care, vorba aia, au atras consumatorii. Uh-huh. Citez, sunt foarte multe alternative vegan. Oamenii sunt surprinși. Mie spui că poți să recreezi gustul de brânză cu mucegai cu produse vegetale. Bine. Eu aici nu sunt surprins, ce n-ați văzut mazăre mucegăită, adică, care e problema? Și avantajul, acum aș zice că totuși există și avantaje, încă o dată, noi suntem cârcotași, răi, salutăm. Da, mă, suntem răi în dimineața asta. Respectoase tuturor veganilor și vegetarienilor și tot ce mai e în privința asta. Și sunt și avantaje mari de tot. Adică în afară de avantajele pentru sănătate, practic dacă e frig în casă, întotdeauna poți să pui niște mici vegani în sobă, că sunt în loc de peleți, cred, numai să-i lași să usuce. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.